Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am mai făcut un grătar de mult, ar trebui să facem. Păi, ar trebui să... E cărbunele ud, îmi pare rău acum. Da. Să poate și pământul, dacă ne așezăm pe el, ne scufundăm de la ploaie. Poate că în iulie. Mi-a zis cineva. De ce? Că vine vara? Da. Luna viitoare? Citeam unul avertizat pe net. În iulie, dacă o să vă plângeți de cald, o să vă dau cu sania în cap. Exact, deci, bravo. Potoliți-vă să nu faceți glume cu asta, dar, apropo de grătare, dorința de grătare e mare. Am citesc că un domn tânăr, și-a dat foc la Lamborghini. Lamborghini mașina. Uh-huh. În timp ce încerca să facă frigărui la eșapament. Prima dată m-am gândit că era un Lamborghini ceva pe mangal, da. Poate pe combustibil alternativ. S-a întâmplat într-un garaj în China. Păi de asta, mă, deci era un Lamborghini chinezesc? Era un, da. Un domn chinez, în momentul în care mai mulți tineri chinezi și ei cu mașini sport s-au adunat ca să facă videoclipuri, să se laude cu mașinile, cum fac de obicei. TikToker. Să-l arate ce șmecherie are el. A zis, mama, hai că facem, fii atent. Au prins un liliac și au hotărât să facă frigărui la flăcăruile ieșite pe eșapamentul unui Lamborghini Aventador. Aventadorul e unul dintre modele, valoare de peste 300.000 de euro. Mă rog, în China înțeleg că sunt taxe foarte mari și costă 1 milion. Mm-hmm. Ce bani sunt chinezi, pe bune, nici nu știu. De ce? Mi-e place ce aud cu taxele. De ce? Asta e calea corectă. Tu nu trebuie supra-taxare. Și era Lamborghini nou, că dacă era Lamborghini la mâna a doua, cine știe cât ar fi costat? Când de la venit de pe Germania, de la vreo bătrânică. Luca, el e total defazat. Tu vrei taxe mari la mașini. Da, vreau să nu mai fie mașini pe stradă în București. Deci nu mai pot. Tu ai o mașină veche de 15 ani. Nu mai are oare. Cu troleibuzul. Deci nu te îngrijora pentru mine. Păi nu mai, eu zic, fă un gest. O păzește de porumbei, da, știi? Fă un gest pentru ecologie. E mai mare, e mai lată. Lasă-mă ecologia, că nu de ecologie merg de mie. Eu vreau să merg pe stradă repede. Mergi, casează-o acum și mergi pe stradă. De ce nu faci asta? Fă asta pentru mediu, pentru trafic și așa. Nu mai aglomera traficul. Vezi, eu m-am mutat afară din București ca să am responsabil, am zis să nu mai aglomerez traficul din București. Tu ce faci? Eu am zilnic pe capul nostru. Cum îl vin foarte dimineață și mă trag aici. Hai, lasă zic cu ăsta cu da, și nu plătește, vezi că nu plătește taxe, plătește taxe acolo. Mi-e milă de chinezul ăla. Bine, deci unul ambalează motorul de Aventador. Da. Și alt domn chinez ține în mânuță o frigăruie și prăjește cărnița la flăcările ce ies de pe eșapament. Voi știți cum sună Lamborghini? Bun, acum vreau să vă dau sunetul de la Huracan, nu de la Aventador. Păi da, ce faci? E altceva, hă? Ia de joc. Asta e. Și când faci așa, ies fără. Ce aici îl întreabă, mai în sânge? Da, da. Mai părpăliște pe dreapta. Ei lucrează mult cu piept de porc. Chinezii. Îi apreciez foarte mult și au și un porc dulce. Vezi că a sărit o sânză pe țeafă de șapă. I-au sărit strop de... Da. Problema e că a luat foc la motor. Dacă făcea vită, da, n-avea nicio problemă. Adică ieșea filmulețul bombă. Așa cu purcel a sărit și ce a ars ca lumea? A ars, a luat motorul foc. Că dacă forjezi motorul în halul ăsta, îți bagi joc de el, mai ales pe stat. Da. Dacă nu mergi, el nu mai se mai răcește. Și atunci faci friptură la disc. La discul de frână, practic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.